Visăm la un viitor electric pe șoselele țării noastre, dar realitatea ne aduce cu picioarele pe pământ. Nu avem suficiente puncte de încărcare pentru mașinile electrice. Și nici o rețea pregătită să transporte atâta energie. Planurile pe hârtie sunt însă mărețe. Guvernanții promit că în 5 ani numărul punctelor de încărcare va crește de atenție 30 de ori. Vânzările o arată. Mașinile electrice ne tentează din ce în ce mai mult, dar stațiile de încărcare nu țin pasul. Pe șoselele din România circulă peste 7.000 de mașini electrice, iar numărul punctelor de încărcare e de 7 ori mai mic. Descurajator. Guvernanții, în schimb, au planuri mari. Pentru a primi bani prin PNRR, au promis că în 5 ani o să avem cel puțin 30.000 de astfel de stații. Cu indulgență avem vreo 1000 de amplasamente în care să zici că pot fi încărcate 2-3 mașini simultan. Trebuie să creștem numărul ăsta de 10 ori, ceea ce nu cred că poate fi făcut. O piedică ar fi și sistemul energetic național depășit. Avem în spatele nostru o stație de încărcare cu o putere cât o scară de bloc. Lucru care poate e cel mai mult neglijat este transportul energiei. Calculele sunt clare. În momentul de față, cele 7.000 de mașini electrice consumă zilnic aproape 9 MWh. Dacă în 5 ani vom avea tot atâtea mașini câte puncte de încărcare își propun guvernanții, ajungem la un consum de 36 MWh în fiecare zi. O provocare pentru infrastructura actuală. Rețeaua de distribuție nu a fost gândită pentru așa ceva. Cu toate acestea, Transelectrica, operatorul național de transport de energie electrică, dă asigurări că sistemul energetic va face față. Dacă vreți și o estimare a consumului, ar însemna undeva cam la jumate din consumul pe care l-are București în momentul de față. Deci, într-adevăr, va fi nevoie de mobilizare a tuturor actorilor din piață, astfel încât aceste stații să poată fi puse în funcțiune și să alimenteze mașinile electrice care în 10 ani, siguranță vor să fie mult mai multe. În plus, compania promite investiții serioase în următorii 10 ani. Suma de care ar fi nevoie pentru realizarea acestora este de aproximativ 3,7 miliarde de lei. Surse proprii, cât și din fonduri europene. Fără investiții, viitorul verde e tot mai departe. O stație de 50 de kW este undeva între 20 și 25 de mii de euro. Iar una de 1500 de kWh poate ajunge chiar și la 50 de mii de euro. Stațiile de încărcare cu o putere mai mare de 350 de kWh costă 100 de mii de euro.